În ce privește criza energetică, Uniunea Europeană va încerca să reducă consumul de gaze naturale cu 15% pentru a compensa scăderea livrărilor din Federația Rusă. O analiză făcută de jurnaliștii din Bulgaria spun că țările Uniunii Europene vor ajunge să liciteze pentru gaz. Piețele internaționale prezintă un mare avantaj în sensul că este o piață liberă pe care prețurile se formează în funcție de cerere și de ofertă. În același timp, prezintă și un mare dezavantaj, în special atunci când oferta este limitată, așa cum suntem în situația actuală, iar cererea este mai mare deoarece prețurile de regulă cresc. Din totdeauna, într-un fel sau altul, consumatorii din Uniunea Europeană au licitat împreună, nu unul împotriva celălalt, ceea ce a condus la o ajustare a prețului în funcție de cererea totală.